Bună seara, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii de administrație publică. Este joi, este momentul să aflăm ce se mai petrece atât în administrația publică centrală, locală, dar și în egală măsură în spațiul politic. Pentru aceasta avem deosebită plăcere de a discuta în această seară cu domnul Alin Văcaru, deputat pro-România Gorj. Stimate domn, bună ziua, bine ați revenit la noi în studiouri. Bună seara dumneavoastră, bună seara tuturor telespectatorilor dumneavoastră, mulțumesc pentru invitație. Stimate domn, iată-ne într-un moment de maximă tensiune. Mă uitam ieri pe pagina fostului premier Victor Ponta și am citit, am observat o luare de poziție destul de serioasă, destul de cu foarte multe semne de întrebare privitor la ceea ce se petrece în spațiul politic. Se pare că alianța PSD-ALDE-UDMR a pus mai presus de interesul național tot ceea ce înseamnă economia sau viitoarea economie pe termen mediu și lung a acestei țări. Avem un proiect de creare a unui fond suveran de investiții și dezvoltare, o entitate care, din ceea ce am citit eu pe un site economic, nu se supune guvernului, nu se supune nimănui, nu este de stat. Nu se știe ce și cum se va întâmpla cu entități precum CEO, care am înțeles că va face parte obligatoriu. Da. Victor Ponta critica în termeni destul de vehemenți, destul de duri ceea ce se întâmplă, spunând că, practic, viitorul economic al țării pe 15, 20, 25 de ani de aici încolo este deja istorie. Da, nu numai critica, domnul Victor Ponta și luat atitudine, a luat cuvântul în plenul Parlamentului, le-a explicat la colegi ce înseamnă acest lucru. Nu înțelegea faptul că acum oameni gen Teodorovici, care e ministrul la finanțe, este de acord cu acest lucru, cu toate că în 2016, când se lucra la acest program de guvernare și când discuta despre acest fond suveran, spunea că e o prostie și că nu trebuie să ajungă acolo. Nu știu ce s-a întâmplat în perioada asta de acum, consideră că este bun acest fond suveran. Exact cum spunea și dumneavoastră, acest fond, nu știi, probabil că va fi ceva în Intelorman, cu siguranță, cum se întâmplă cam la toate ministerele, există câte o persoană, fie secretar de stat, fie secretar general, fie ministri, fie prim-ministru și alte cele, va fi un apropiat de al domnului Dragnea, care va decide ce să facă cu acei bani și nu sunt puțini. Într-adevăr, vorbim de sume mari. Vedem complexul energetic Oltenia, așa cum merge, vedeți că sunt o grămadă de probleme, certificatele CO2 care sunt foarte scumpe, la fel și cu aeroportul și toate companiile care funcționează și funcționează bine, sunt pe profit, ne-am găsit noi acum să facem acest fond suveran. Eu îmi doresc din suflet, credeți-mă, chiar mi-aș dori să funcționeze și să fie benefic acest fond suveran, dar tare mi-e frică să nu se întâmple ca acești bani să fie folosiți doar pentru a putea să plătească salariile. De altfel există această temere în spațiu public. Și atunci să uităm de investițiile la aceste companii și să se ducă timp, câțiva ani de zile, să nu mai avem aceste companii profitabile. Nu am înțeles de ce nu au fost scoase listate la bursă. Să dai 30%, 25% pachete dacă e nevoie de bani ca să investești. De ce trebuie să iei banii ăștia? V-am spus, m-aș bucura, cu toate că fiind în opoziție, mi-aș dori să nu se întâmple lucrul ăsta, dar eu îmi doresc ca și cetățean al României ca lucrul ăsta să fie benefice. L-am văzut aseară și pe domnul Ciurel într-o postare, într-un ziar local, unde la fel spunea că lucrul ăsta nu va face bine complexul energetic Oltenia. S-a discutat că acest lucru l-a vrut și pe timpul când era dumnealui și era guvernarea Ponta, un șef de la ANRE în perioada respectivă, care își dorea, tot insista să se formeze acest fond suveran de investiții în care să intre și CEO și toate companiile respective, și la momentul respectiv atât Victor Ponta cât și cei care erau implicați, domnul Cer la CEO și ceilalți directori la celelalte companii, au susținut că nu este benefic acest fond suveran și drept dovadă că nici nu s-a realizat. V-am spus, eu îmi doresc din suflet să se facă lucrurile care spunea domnul Dragnea și domnul Teodorovici, că acest fond va fi doar pentru investiții, să ajute companiile să funcționeze mult mai bine și să fie mult mai profitabile. Eu asta mi-aș dori și chiar aș fi și felicitat, cu toate că n-am votat și n-am fost de acord cu acest proiect de lege ieri, atunci când am votat. Și spunea și dumneavoastră, votat de PSD, ALDE, UDMR, minorități, pentru că foarte mulți colegi, după ce a luat cuvântul nu numai Victor Ponta, și ceilalți colegi parlamentari și au discutat și le-au explicat ce înseamnă lucrul acesta, mulți dintre ei, chiar vorbeam în pauza aceea înainte de votul final,
mulți colegi de la ALDE s-au obținut la acest proiect de lege, dar cum a fost prezent domnul Dragnea și toți miniștrii în Parlament, au discutat și cu cei de la minorități ca să fie sigur că trece acest proiect fiind o lege organică. Am înțeles. Rămân la părerea că nu este o idee bună, dar... Oricum, cei de la PNL, cei de la USR, noi neafiliați, o parte neafiliați, am și făcut la Curtea Constituțională, pentru că am considerat că neconstituțională această lege pe care a inițiat-o cei de la PSD și ALDE. Da, de altfel, cum bine spuneați dumneavoastră, în spațiul public există varianta vehiculată și pe care o cred că tot ceea ce va decurge financiar din acest fond nu va merge către investiții, către, să spunem, ceea ce au nevoie acele companii pentru un profit ulterior și mai mare, ci va merge către pensii și salarii, pentru că vedem că avem probleme. Cred că v-am promutat guvernul României cu acei bani ca să poți să-și ducă la îndeplinire promisiunile care le-au făcut în această perioadă și măsurile pe care le-au luat. Ați văzut ce nebunie a fost. Dacă vine acum un sindicat și țipă mai tare, hai să rezolvăm și problemele celor care strigă mai tare. Vin alții la fel și nu sunt bani. Până la urmă, de unde să iei acești bani dacă nu sunt? Că probabil atunci când s-a făcut legea salarizării, s-au făcut niște calcule. După ce a plecat acea lege a salarizării, au venit fel și fel de amendamente ca să poată trece legea în Parlament. Au primit și de la UDMR amendamente și de la alte partide și tot așa s-a ajuns care să nu fie sustenabil. Mi-aduc aminte chiar perfect la legea salarizării. Era ministru domnul Viorel Ștefan și a venit la grupul parlamentar, era la PSD și spunea foarte clar, fraților, nu e sustenabilă. Era atunci când ați discutat pe lege, dar acum deja sunt 100 și ceva de amendamente de la Senat și sunt 100 și ceva de amendamente la deputați. Toate acestea nu sunt sustenabile, nu avem de unde să susținem. Drept dovadă că atunci când s-a votat legea salarizării unitare, domnul Ștefan Viorelin a fost prezent în sală. Da. Chiar cei de la PNL și cei la opoziție la vremea respectivă spuneau acest lucru. De ce n-a venit și domnul Ștefan Viorel pentru să susțină acest proiect de lege? Păi dumneavoastră n-a venit tocmai pentru că nu putea omul să iese în fața parlamentarilor și practic să gireze prin prezență. Atâta timp cât el ne-a spus clar, lunea, asta se întâmpla miercuri, am votat legea, lunea la ședința de grup ne-a spus foarte clar că nu este sustenabilă. N-ai cum să susții acele amendamente care au apărut în urmă la comisii și au fost trecute cu aviz pozitiv. Deci era doar să se voteze legea așa cum era ea. Și clar că omul acela n-a fost prezent, tocmai v-am spus din acest fapt. Acum, probabil, și celelalte amendamente care au apărut de-a lungul timpului, acele modificări legislative, cum vă spuneam, au ieșit sindicatele în stradă, că sunt salariile mici. Doamna ministru a spus că o să rezolvăm și acolo. Și aceștia sunt bani în plus care nu știu de unde o să ia. Și probabil, dar să dea Dumnezeu să nu se întâmple așa, acest fond de asta este făcut ca să împrumute guvernul să poată să-și plătească aceste promisiuni. Un alt subiect sensibil și pe care se pare că cei din coaliția de la guvernare vor să-l pună în aplicare este acea etapizată naționalizare a pilonului 2 de pensii, un lucru unde știu că și dumneavoastră ați cotizat și eu cotizez, da, și nu mi se pare anual un raport financiar. Da. Exact, nu mi se pare firesc dacă eu am încheiat cu o entitate privată, și subliniez privată, un contract, statul deja a comis, din punctul meu de vedere, o imoralitate prin scăderea procentului. Da. De la 5, la 3, 3,57 este acum și trebuie să fie 6 conform. Exact, da. Exact. Să mă constrângă cumva să mă duc să semnez nu știu câte hârtii că sunt în continuare de acord. În mod cert, mulți români nu vor face acele 2, 3, 4 deplasări la fisc ca așa să este. Confirme că. Așa este. Noi am avut chiar și o întâlnire. Noi, cei la Pro-România, am avut o întâlnire cu pensiile acestea private, cu o parte din cei care au aceste conduc aceste fonduri de pensii private și ne-au explicat foarte clar ce înseamnă suspendarea, pentru că se vor suspenda, ce înseamnă cât pierde un om sume destul de mari, pentru că acum, exact cum spuneam dumneavoastră, cu toate procentul a scăzut foarte mult, dar mai sunt unii care apar pe la televizor și spun, doamne, suma e mai mare acum față de anul trecut. Este pentru că sunt mai mulți oameni care au intrat, dar suma la oamenii respectivi, dacă anul trecut erau 3 milioane, să zicem, de oameni care plăteau, acum poate sunt 3 milioane 500 și de-aia suma e mai mare. Da. Aia nu înseamnă că a crescut procentul. Nu, procentul a scăzut foarte mult. E 3,57, dacă nu mă înșel pe prezentare. Cu 2% a scăzut, da. Da, cu toate că guvernul propusese să fie 6%. 6, da. Și nu s-a ajuns acolo.
Sunt lucruri care nu înțelegem, mai ales care vă spuneam dumneavoastră, domnul Teodorovici este unul din oamenii care a făcut parte din guvernul Ponta. Și toate lucrurile astea s-au discutat și pe timpul guvernării Ponta. Iar atunci domnia sa n-a fost de acord cu aceste lucruri. Domnul Ponta, când a luat cuvântul ieri la tribuna Parlamentului, spunea inclusiv domnul Tudose, a spus foarte clar că nu și-a asumat acest lucru cu fondul suveran. Drept dovadă că nici doamna Dăncilă nu și-a asumat să dea o hotărâre de guvern pe acest fond suveran și a preferat să vină în Parlament unde să voteze toți parlamentarii acest, să nu și-l asume domnia sa. Eu v-am spus, bine ar fi să fie ce spunea domnul Dragnea și să nu fie adevărat ce spunea domnul Ponta. Dar timpul ne va demonstra dacă într-adevăr acest fond suveran se va folosi pentru binele României sau vom înstrăina și ce a mai rămas din țara asta, companiile astea de stat care mai sunt profitabile, le vom da altora care să decidă soarta lor. Așa este. E trist să vedem cum pentru a satisface niște promisiuni destul de greu de dus la îndeplinire, iată că se vor sacrifica foarte multe interese și preponderent partea de investiții, putem spune că nici măcar pe hârtie nu mai există. Gândiți-vă de ce mai sunt director la CEO, de ce mai sunt Ministerul Energiei. Dacă oricum nu mai contează. Dacă oricum nu mai contează, adică banii aceia vin acolo, se strâng și acela decide ce se face cu ei, dacă se fac investiții, dacă se măresc salarii. Deci, efectiv, plătim niște oameni care nu mai au obiectul muncii. Mă refer la Ministerul Energiei și la cei care conduc compania, pentru că și acolo, la acest fond, va fi probabil o conducere, va fi Consiliul de Supraveghere, da, va fi AGA, va fi toate obligatorii. Altă conducere sau s-a făcut fondul ăsta ca să mai dăm niște posturi unul în interior, în care n-au prins. Bine plătite. Bine plătite, normal că vor fi bine plătite. Să mai dăm și alora care n-au prins. Știți că probabil mai sunt câțiva din interior, în care n-au prins să ocupe toți. Credeți că mai există? La câte ministere și noi, administrații coleg, naționale? Avem un coleg în Pro-România care el tot așteaptă să fie sunat, să prindă și el un post. Am înțeles. Râdem, însă realitatea este una destul de îndungă, cu multe semne de întrebare. Eu sunt sceptic, vă mărturisesc că lucrurile pot să mai meargă pe un traseu pozitiv, pe un traseu ascendent și, nu știu, aștept clipele până în 2020 când poate sperăm să îndreptăm ceea ce s-a petrecut până atunci sau ceea ce se va petrece până atunci. O chestiune foarte interesantă. Să presupunem că dumneavoastră ați avea 95% din puterea într-un stat. Nu ne dorim asta. Nu, stați. Ipotetic. Ați mai organiza un meeting, dumneavoastră, puterea, dacă ați avea 95% dintr-un stat? Eu chiar glumeam cu colegii, foștii mei colegi de la PSD, cu care am vorbit astăzi și ieri, referitor la meeting care va avea loc în București, și le-am spus că să fiu și eu prezent acolo, un meeting, eu știu că se organizează de către opoziție. Corect, așa e într-o țară normală. De către putere. Adică, nu înțeleg, face un meeting ca să ce? Dom'le, conducem absolut tot. Avem Parlamentul, Camera, avem Senatul, avem ministerele, avem absolut tot. Pentru ce ne mai ducem acolo? Ca să ce? Să ne susținem conducătorul suprem, să-i arătăm cât de mult îl iubim? Atenție, primul motiv invocat, familia tradițională. S-a renunțat, a văzut că nu prezintă interes, a trecut la și altele. Al doilea motiv, exact, susținerea doamnei Dăncilă împotriva cui? Că are o majoritate parlamentară confortabilă, deci nu poate fi dată jos, decât dacă vrea PSD-ul. Uitați-vă că prima dată discutaseră să-l țină Piața Victoriei, adică la guvern, să faci un meeting în fața guvernului. Acum am înțeles că s-au mutat la Parlament. Adică vin să strige domnul Dragnea la Parlament, jos conducătorul, dacă vin în fața Parlamentului. Dacă tot vreau să-l facă și împotriva președintelui Iohannis, îl făcea la Cotroceni și te duci la Cotroceni și strigi jos Iohannis. Nu, e de râs și credeți-mă, am văzut și prin țară unii primari și chiar și la Gorj, domnul Georgia spunea că sunt lucruri mult mai importante și într-adevăr sunt lucruri mult mai importante de făcut în țara asta decât să se participe la meeting-uri. Dar toate lucrurile astea se întâmplă probabil pentru a distrage atenția de la lucrurile care nu adevăratele sunt probleme. Adevărate probleme care se confruntă țara și atunci face meeting-uri ca să arătăm noi ce. Gândiți-vă, vedeam un primar de la Maramureș, domnule, zice, mergi 10 ore cu autocarul, nu că acolo și stau 4 ore să-i aud pe aia că vorbești și ce-o vorbi, nu știu, probabil că o să spună din nou, statul paralel, acoperiții, că noi acum, noi ce de la Pro-România suntem acoperiții, suntem da, da, discutăm și asupra acestui aspect. Suntem tot ce se poate, vă dați seama, nu știu ce școli până ne-am făcut și cine ne-a luat și ce facem acum, facem numai pentru ei. Vin oamenii ăia 10-11 ore pe drum, mai stau 4 ore
să audă pe conducătorul suprem, să-i întrebe, probabil, vreți să fiu președintele vostru? Am mai întrebat toată. Păi o să mai întrebe, că îi place asta. După care o să plece înapoi pe drum încă 11 ore. Și pentru ce toate lucrurile astea? Gândiți-vă câți bani se cheltuie pentru acest meeting. Autocare. Trebuie să dai și mâncare la oamenii, da? Care vin. Da? Deci pui atâția oameni pe drum ca să ce? Fă-i, fratele tu meu, fă-i tu lucrurile ce ai promis. Fă-i să fie bine în țara asta. Fă-i să nu mai fie oameni nemulțumiți. Să nu mai vedem cum s-a întâmplat acum, că am văzut. Haide și aici, și eu am vorbit cu doamna Olguța Vasilescu, doamna ministru, din la PSD. Nu pot să vă reproduc ce mi-a zis când i-am spus de să facem un proiect de lege să nu mai se întâmple, cum am văzut cazul bătrânului din Săulești, amendat de ITM. Dom'le, n-au nicio vină cei de la ITM, ei au aplicat legea. Asta e legea pe care lucrăm noi acum. Orice om l-ai prins la negru e 200 de milioane. Ai găsit 3 oameni, sunt 600 de milioane. Dar hai să schimbăm legea aia. Hai să facem etapizat. Hai să dăm amenzi cuprinse de la 10 milioane, a doua oară să fie 50 de milioane, l-am prins a treia oară, îi dau 100 de milioane și poate le și închid. Hai să schimbăm, pentru că și oamenii ăia nu pot să... Știți, acum toată lumea dă, am văzut că domnule, ITM-ul face exces de zel. Nu face, dar și dacă doamna aceea... Oamenii aplică legea până la urmă. Aplică legea, dar legea este prost făcută. Pentru că majoritatea oamenilor se duc la tribunal și câștigă, se transformă în avertizmente aceste lucruri. Și apare acolo în dreptul celor de la ITM, domnule, nerealizat, ai dat amendă și nu... Pentru că și judecătorii văd cum să-i dau lui un om că i-a făcut. Că peste tot și dumneavoastră și eu și toți luăm oameni la muncă la țară când ne ducem. Te duci la ITM să-i zici, oameni care ne ajută, poate și eu îl ajut pe el la rândul meu să într-o zi, el mă ajută pe mine, ce face? Ar fi culmea, fiind vecin, să zic să... Deci toate lucrurile astea trebuie schimbate și trebuie... Statul trebuie să gândească, asta îi spuneam lui Olguța atunci la vremea respectivă, doamna ministru, e mult mai ușor, pentru că dacă îl prinzi pe Nea Ion de la Tismana și i-ai dat o amendă de 10 milioane, zic, omul o și plătește și va fi mai atent data viitoare. L-ai prins a doua oară și i-ai dat 50 de milioane, o să se gândească de 3 ori dacă se mai prinde și a treia oară. Asta e normalitatea, nu să dai amenzi cum sunt și la mediu. Păi dacă vine cineva de la mediu acum și îl ia pe unul care și-a deschis o firmă și caută că n-are nu știu ce canalizări pe acolo și ce nu are, îi dă o amendă de 500 de milioane, omul ăla și-a închis prăvălia și a plecat acasă. Deci trebuie să vedem aici, să vedem, domnule, ce se confruntă, unde sunt problemele. Și v-am spus, din punctul meu de vedere, nu este vinovat aici nimeni, nici cei de la ITM. Trebuie să găsim o soluție. Oamenii n-au făcut decât să aplice legea, care din punctul de vedere este proastă. Și trebuie modificată legea asta. Trebuie să faci prevenție, s-au tot făcut și am și văzut și am felicitat și AJOFM-ul și ITM-ul și toate instituțiile, APIA, să duc să le explice oamenilor. Dar nu ajunge informația la toți oamenii. Este important ca prima dată când vin într-un control la un om de afaceri, la cel care deține o mică afacere, să vii și să-i lași măsuri. Să-și duc, să-și facă... Cumva prevenție. Un fel de prevenție. Dai un avertisment și lași măsuri să ducă totul la îndeplinire până la următorul control. Și vii la o lună de zile să vezi dacă omul ăla și-a făcut toate lucrurile care le-ai lăsat tu. Abia după aceea poți să-i aplici o amendă, dar nu din aia de 100 de milioane. Da. Să fie amenzile treptat. La prima abatere să fie 10 milioane, nu știu, 20, la a treia abatere 50 sau 80, la a treia abatere să dai maximul ăla de 200 de milioane. Pentru că acum în legea asta nu spune decât amendă 200 de milioane când ai prins un om la negru. Deci nu spune 100, 50, 10, nu, 200 de milioane. Și asta se întâmplă. Și uite, apărăm pe la televizor. Da, e caz național adus în atenția ministerilor. Dar, până la urmă, pentru că legea este foarte proastă. Aici trebuie să umblăm, la legile astea. Cum văd și cu legile justiției, chiar vorbeam astăzi cu un coleg de la PSD și, doamne, că și legile, că și Iohannis, că noi nu iubesc pe Iohannis, nu l-am votat și nu o să-l votez niciodată. Dar problemele noastre nu sunt oamenii din capul trebii de acolo. Adică nu, problema principală nu este Chioveș la momentul ăsta de față. Să plece, chiar îmi doresc să plece. Că a făcut atâta rău celor de la... O grămadă de oameni care s-au dovedit că sunt nevinovați. Dar problema este cu sistemul. Pleacă Chioveș și vine altul. Vine Ionescu, vine Marinescu. La fel va face și ăla. Haideți să facem lucrurile, nu... Modificările la legea 304-305 au fost doar cine să numească procurorii, cine să numească pe cel de la CSM, de la înalta curte. Deci astea erau probleme prioritare pentru cei de la PSD și alte. Cine să numească? Haideți să lăsăm măsuri să răspundă atunci când greșesc. Când un judecător a greșit, să răspundă, cum răspunde și dumneavoastră unde vă faceți meseria, cum răspund și eu unde fac meseria. De ce ei sunt inamovibili?
Așa. Astea trebuie să fie lucrurile importante, care nu cine pune și cine face. Că dacă au și ei măsuri și vor răspunde în fața legii când greșesc, nici nu mai contează numele celui care va fi în capul trebuie acolo la instituția respectivă. Pentru că și el se va gândi de 3-4 ori, dom'le, hai să căutăm cum trebuie. Că ați văzut ce s-a întâmplat și numai acum câte achitări au fost. Mi-aduc aminte de fostul coleg de la PSD, domnul Surupăceanu. Când o instanță de judecată i-au dat 7 ani de închisoare, iar pe 5 ani a achitat. Dom'le, unii au greșit, nu? Nu știu care, dacă acum e achitat, înseamnă că cei care au fost cei 3 judecători de-au dat 7 ani au greșit. Trebuie să răspundă oamenii aia. Să fie sancționați cumva. Nu poți să bagi. Dacă îl făcea omul la infart, nu se întâmpla ceva când îți vezi între cele două sentințe. Deci nu trebuie să ne jucăm așa, că nu vorbim de i-am luat o jucărie, să i-am dat, nu, dom'le, de libertatea unui om. Până nu schimbăm lucrurile astea, aia e reforma justiției. Eu aia o văd. Nu cine numește, cine schimbă, că rămâne Chiove și că nu rămâne, chiar nu mă interesează. V-am spus, din punctul meu de vedere, vreau să fie specialiști care să conducă instituțiile, iar cei care fură să stea la pușcărie. Acolo e locul lor, cei care fură. Dar ne batem așa și ne învârtim în jurul cozii și venim cu niște legi care n-au mari modificări, doar cine să numească, cum să numească. Să numească guvernul sau să numească președintele. Să nu numească niciunul, să-și aleagă judecătorii între ei. Corect. Ei să-și aleagă cine să-i reprezinte. Pentru că până la urmă, clar, ei știu cel mai bine acea persoană sau acele persoane demne, capabile și să le conducă. Și nu mai pot să mai comenteze pe urmă că mi l-a pus președintele sau mi l-a pus guvernul. Asta, și l-au ales ei să nu mai să lucreze așa cum trebuie, în beneficiul oamenilor, cetățenilor. Așa este, suntem nevoiți să luăm o scurtă pauză de publicitate, revenim în câteva momente. Am revenit, doamnelor și domnilor, cu a doua parte a emisiunii. Avem deosebită plăcere în această seară de a-l găzdi pe domnul Alin Văcaru, deputat pro-România Gorj. Stimate domnă, ca să epuizăm acest subiect în spațiul public, inclusiv pe pagina de Facebook a fostului premier Victor Ponta, s-a vehiculat ideea că Liviu Dragnea, președintele suprem al PSD-ului, iată o nouă titulatură pe care o putem da șefului Camerei Deputaților, folosește această acțiune, acest meeting, căruia, repet, noi vedem sensul, din data de 9, pentru a pune presiune suplimentară, pentru că oricum exista, pe umerii completului de judecată de la Înalta Curte de Casație și Justiție, care mâine, pe 8, ar trebui să dea o pronunțare. Putem merge până acolo încât să credem această presiune? Sau care să fie scopul pentru care Liviu Dragnea cheamă 100.000 de oameni, cât se anticipează, în capitală? Nu știu dacă ăsta este scopul domnului Dragnea. Da, președintele suprem, cum spuneați dumneavoastră, noi, cei care am plecat, suntem șobolani, suntem... Da, ați fost numit în toate felurile. Cei care vin de la PMP, de pe la PNL, la PSD, sunt patrioți. Au venit să salveze țara și... De forțele oculte. De forțele oculte, da. Nu știu ce a vrut să arate, nu are probabil forța dumnealui în partid, simte, vă dați seama că vorbesc, eu mă uit la parlamentari cu care stau de vorbă. Bine, când o să vină colegii la PSD și o să spună că vorbesc prostii, cum ca de fiecare dată. Toți sunt supărați pe ce se întâmplă, toți sunt supărați. Dar nici unul nu vrea să recunoască asta, nimeni nu recunoaște, toți vorbesc pe la colțuri, dacă pleacă, ce se întâmplă, cine e ea, cum să se... Că sunt foarte mulți care acum, v-am spus, am început să mai stau de vorbă cu ei, să-i întreb: Simon, uite ce faci, aveți de gând să veniți la noi? Uite, noi deja ne organizăm în Pro-România. Parlamentarii care au venit acum la noi răspund de județe, sunt un fel de coordonator județean și vrem să știm, până nu delimităm fiecare județ în parte și să delegăm câte un coordonator, haideți să faceți pasul spre noi. Mai așteptăm puțin să vedem ce se întâmplă pe 8, să vedem cine va fa. Deci oamenii toți așteaptă perioada asta de ce se va întâmpla mâine. Eu vă dați seama, nu, chiar nu-mi doresc. N-am dorit răul la dușmani, la oameni. Nu-mi doresc. Eu chiar aș vrea să fie achitat domnul Dragnea. Din punctul meu de vedere, și la prima condamnare a domniei sale, eu n-am văzut-o ca și rău să suni colegii de partid să vină la vot. Dar dacă instanța, eu nu comentez deciziile instanței, le respect și așa ar trebui fiecare român din țara asta să respecte deciziile instanței. Nu știu care a fost rolul, eu cred că judecătorii nu mai merge cu presiunea asta, să faci presiune. Probabil domnul Dragnea vrea încă o dată să arate cât de puternic este dumnealui, să distragă atenția de la problemele cu care se confruntă țara și guvernarea, că de ce să nu recunoaștem?
domnul Catina, cred că și eu și dumneavoastră am fi foarte buni prim-ministri, văzând-o pe doamna Dăncilă și o parte de acolo. Cu toată modestia de care dispun, dar cred că aș fi infinit unul mai bun premier decât doamna Dăncilă. Eu vorbeai de perioada Adriană Stase, nu putem compara. Auzeai de un ministru, era un om care ți impunea respectul doar când stai față în față cu el, deja erai așa de inferioritate în fața lui când stai de vorbă cu el. Acum nu mai există așa ceva, credeți-mă. Acum mai sunt 2-3 pe aici, pe acolo, care... Păi vii și în număr. Avem vicepremierul fără portofoliu, domnul Ștefan, care este un profesionist. Cred că PSD-ul nu știe. Da, avem deci vicepremierul fără portofoliu, domnul Ștefan, care e un profesionist. Nu știu ce caută în această ecuație, dumnealui știe mai bine. Îl avem pe domnul Teodorovici, care iarăși știe ce face, dar, repet, nu știu ce urmărește. Și mai avem un bun manager, fost manager de spital, foarte bun, pe doamna ministru al sănătății. A, doamna Pintea, da. Da, Pintea. Restul nu știu ce caută pe acolo. Aia și domnul care e de la agricultură. Se zbate, dumneavoastră se zbate acolo. Se zbate, acolo, dar nu știu. Cu irigație. Păi mai sceptic acolo la domnul Daia și la oaia dumnealui. Revenind, ceilalți nu par foarte pe probleme. Da. Avem la energie un ministru foarte bun. Da, 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 de nu știa să răspundă la întrebările, vă amintiți, nu ale comisiei, ale jurnaliștilor. Mi-aduc aminte. Era emoționat, domnul. Nu, deci dumnealui, să știți că eu îl cunosc pe domnul Anton, chiar am făcut parte din două comisii cu domnia sa și la telecomunicații, când am fost la prima comisie și la Românii de pretutindeni. E un om extraordinar, e probabil ADN având un alt om, el e pregătit, dar e pregătit pe domeniul lui de activitate, nici de cum pe energie. Și l-au mutat. Fiind postul celor de la ALDE, pe cine să pui? Aveai de ales acolo, nu știu, să pui pe domnul Iriza, pe domnul Cupă, care mai erau, știți? Așa l-au pus pe domnul Anton, care mai și fusese ministru, adică avea o experiență similară, dar a fost ministru la învățământ, dacă nu mă înșel. Da, cu ceva. Undeva. Fiind ministru, fiind în CV-ul lui ministru, a zis, domnule, hai, e postul nostru, haide să-l punem pe omul ăsta ministru, că a mai fost ministru și știe cu ce se mănâncă. Și atunci, săracul, vă dați seama că a picat acolo. Normal că îți pun oamenii întrebări, azi și într-o întreprindere când te duci inginer, vine un mecanic și face mișto de ăștia mai tineri, când îi întreabă, adun și mie o grată de curent, adun și mie nu știu ce. Da. La fel și cu domnia sa, până o să stăpânească tot ce înseamnă domeniul ăsta energiei, nu e ușor și trebuie câteva luni, cât, poate chiar ani, ca să înțelegi cum funcționează. Dacă ești pe din afară, problemele că trebuie mulți ani. Pe din afară. Iar domnul Anton are și o vârstă care nu mai poate așa să se ducă peste tot, să stea, să se învețe acum, să se plimbe, să vadă toate sucursale și ale CEO și pe la hidroelectrica și pe nu știu unde. E un om așa liniștit, foarte bun profesionist, dar pe domeniul lui de activitate, nici de cum pe energie. Putem spune că actuala alianță de guvernare PSD-ALDE și câteodată UDMR a reinventat termenul de policalificare, adică oameni multifuncționali, da. Bun la toate. Vă spun că și mie acum, mulți colegi, băi, o să veniți la guvernare, o să fii ministru. Nu, le-am explicat foarte clar. Nu trebuie să știi și când să te retragi și ce poți să faci. Eu am spus, niciodată nu o să mă văd ministru, pentru că eu consider că un ministru să fie un om foarte bine pregătit. Un om care nu a făcut doar școala, liceu, facultatea, un master și atât. Ăla trebuie să învețe continuu și eu zic că un ministru foarte bun este de la 50 de ani încolo, când are o experiență foarte bună și... Fără să știu ce s-a întâmplat, Ioana Petrescu, o fată extraordinară, dar foarte pregătită. Și-a frânt gâtul repede, da. Și-a frânt gâtul repede pentru că trebuie să ai totuși experiența, ai avea experiența doar la nivel teoretic. Practica te mănâncă în cele mai multe ori și atunci nu m-aș băga în lucruri de astea și sunt convins că asta vom face noi dacă și cei care ne urmăresc acum și oamenii români în general când vor avea loc alegeri în 2020 ne vor susține și vom ajunge să facem parte dintr-o alianță politică care să conducem. Veți vedea numai nume grele, oameni cu experiență, oameni care să aducă un plus valoare, nu doar ca să fie trecut în CV-ul lor că au fost și ei miniștri vremelnic pe acolo prin funcția respectivă. Că de ce să nu recunoaștem? Chiar doamna Viorica Dăncilă recunoștea că a vorbit domnul Meleșcanu și cu ea și cu domnul prim-ministru. Da. De nici ea nu se consideră iarăși prim-ministru. Iarăși o fază de noaptea minții. Da, să vorbești de tine la persoana a treia. Din păcate, spunea cineva că o să fie o carte foarte frumoasă pe care o vor citi-o copiii noștri sau copiii copiilor noștri. O carte foarte mișto de cât de
bine pregătiți au fost de comedie până la urmă în Parlamentul, în Guvernul României. Eu am și spus pe rețea de socializare că, deși o știu de 6 luni pe doamna Dăncilă, aș putea scrie o cărticică despre, despre dumneai, despre activitatea dumneai din fruntea trebii. Și ar fi foarte cită de copii, nu? Cu siguranță. Cred că și adulții și-ar arunca ochii pe acea cărticică. Da, v-aș propune, pentru că în prima parte a emisiunii aminteați de acel primar de la Satu Mare, dacă nu mă înșel, primarul care... Maramureș. Așa, Maramureș, primarul care a luat atitudine pe față împotriva aberației de meeting ce va avea loc sâmbătă la București, riscă, știind foarte bine cum, cum merge mecanismul intern dintr-un partid, riscă acest primar să fie nu doar ostracizat, ci să fie exclus din PSD? Și să devină independent, practic. Nu știu dacă neapărat exclus, că ați văzut că e mai greu cu excluderile la PSD. Dar să fii nebăgat în seamă, să fii inutil, te treacă pe linie moartă, că nici pe Bănicioiu, pe Nicu Bănicioiu, nu l-a dat nimeni afară. Dar azi ce s-a întâmplat la alegerile interne. Da, a fost un simulacru de alegeri. Să vorbești. Și să se înceapă votul când încă nu terminaseră de vorbit candidații. Exact, să-și prezinte un program, adică, nu știu, și să participe acolo. Eu mi-aduc aminte la alegerile din 2010, când a candidat domnul Ponta, chiar am fost președintele comisiei numărătoare. Dom'le, acolo se intra doar cu buletinul. Deci la mine, toți care veneau, mi-aduc aminte că era domnul Vanghelie în vremea respectivă cu o doamnă deputat de București. Și n-avea buletinul la dumneai ei. Și n-am lăsat-o să voteze. I-am spus, stați în București, duceți acasă, luați buletinul, dar mă cunoaște toată țara. Vă cunoaște toată țara, aici se intră doar pe bază de buletin. Aveți buletinul, votați, nu aveți buletinul, îmi pare rău, astea sunt regulile care le-am stabilit toți, nu eu le-am stabilit. Acum era un val, doamne, și fiecare primeau plasele cu voturi, unele erau și votate. Dintr-un anumite ședințe erau 80 de persoane, voturi 120, că nu veniseră toate. Deci asta a fost doar așa, ca să arate tot la fel cum probabil a fi și meeting-ul ăsta, cât de puternic este domnul Dragnea. Îi mai întreabă între două discursuri de câte o jumătate de oră unde va vorbi de șobolani, de stat paralel, de acoperiți, de oamenii SRI-ului, de care vor să facă rău României. Eu n-am înțeles niciodată, că n-am auzit nume. Vorbește doar de oameni, doar de statul paralel, dar să spună clar, dom'le, statul paralel este compus din Ion, X, Vasile, Z, George și nu știu care. Păi știți ce, nu-și asumă rostirea de nume, pentru că poate fi foarte ușor, nu doar dată judecată, ci și câștigată în instanță. Și atunci pentru ce prostim oamenii? Da, și merge. Și vorbim statul paralel. Păi când tu ai toată puterea în țara asta, ce se spunea și primarul ăla, tu deții absolut toată puterea. Ce mai vrei? Cine mai e statul paralel? Fă legi în care să dispară statul ăsta paralel. Le poți trece imediat la urgențe, cum au trecut și alte legi și fondul suveran și toate cele, le treci imediat, votează cei de la PSD și ALDE fără să se uită în stânga și în dreapta. Și când e cazul minoritățile și UDMR-ul, exact, ca să fie, deci, majoritate. Nu te înțeleg, ai o problemă? Hai să o rezolvăm prin lege. Hai să o rezolvăm prin lege. Corect. Pentru că aminteați de aceste, să spunem, nume, porecle, cuvinte urâte, invective, ce au fost aruncate la adresa celor care nu mai susțin alianța de la guvernare. Ca o întrebare personală, al cui om sunteți? SRI, SIE, ce serviciu aveți în spate? Nu pot să vă spun, e secret. Am înțeles. Am înțeles. Sunt omul tot care am fost și nu eram nimic când eram, lucram la Artego. Același om sunt, chiar n-am pe nimeni în spate, n-am colaborat și nu. Domnul Dragnea nu vă crede. E normal că nu mă crede, dar nimeni mi-a dat numele. Sunt omul sistemului. Nu, domnule, am plecat. Eu am fost întrebat și de colegii noastre de la Gorj. Cum comentez că au plecat și de la Dragnea, ne-a răspuns cu aceeași monedă, că a luat de la PMP, a luat de nu știu unde alți parlamentari. Ea este foarte bine și este o normalitate. Atâta din că legea îți permite să te muți dintr-o parte în alta. Corect. Deci nu este nicio preliște, poți să te muți. Oamenii aceia au considerat că cei care îi conduc în momentul de față șefii lor de partid, fie național, fie pe plan local unde activează ei, nu se mai regăsesc, nu sunt de acord cu ideile lor, au plecat în altă parte, acolo unde sunt respectați și unde sunt ascultați. Asta am făcut și eu și colegii mei. Dar nu văd de ce cântărești cu două măsuri. Noi care am plecat, suntem șobolani și oamenii sistemului, ăia care au venit la tine sunt cei mai buni și sunt patrioți. Și care până ieri erau împotriva ta și urlau prin Parlament. Deci asta n-am înțeles. Dar e o normalitate. Ca peste tot. E foarte bine. Nu te înțelegi, pleci și într-o familie. Nu o să stai cu forța să dormim separat, să ne tragem gar prin casă, să nu te mai înțelegi, te duci în altă parte unde există înțelegere și unde poți să desfășuri activitatea în continuare. Ce e rău în asta? E o normalitate și e totul legal. A, când o să fie o lege în care nu-ți va permite lucrul ăsta, probabil că nu vom mai face nici noi lucrul ăsta sau alții care
vei sta acolo și vei suporta sau vei pleca de tot. Îți vei da demisia, da, pleci acasă și renunți. Dar până atunci nu văd ce am făcut, parcă suntem primii și ultimii care am făcut lucrul ăsta. Și domnul Dragnea a venit de la PD la PSD. Da, dar uite că lumea uită. Păi, uită că avem grijă noi să facem meeting-uri, să uite lumea de multe lucruri, să ne întâlnim, să vorbim de stat paralel, dar nu știm cine e ăla. Domnul Darius Vulcov, eminența cenușie din spatele programului de guvernare, tot de la PD. Și al fondului suveran, probabil. Și al fondului, da, pentru că e un nume care s-a vehiculat foarte intens. Ca am văzut, era foarte acoperit la meciul universității. Un cuvânt greu ăsta, acoperit. Nu, era acoperit cu șapte brăcala negru. Precizați că e un cuvânt greu. Avea ochelari de soare, cu toate că era noaptea acolo, era o șapcă neagră pusă pe cap. Să nu-l hui de oamenii. Era foarte, foarte acoperit, condiția că era foarte cald pe stadionul, pe arena națională, la finala Cupei României Craiova cu cei de la Sibiu, că am fost și eu prezent acolo și l-am văzut lângă domnul Iordache și lângă doamna Olguța Vasilescu. Era o companie selectă. Selectă, da. Și Claudiu Manda. Am înțeles. Știm că la Gorj, și nu pentru că aș fi purtat discuții cu dumneavoastră și mi-ați fi împărtășit acest lucru, dar discut cu oameni, oameni cu vizibilitate în rândul social-democraților și care mai pe la colțuri, mai printre dinți, nu sunt de acord cu ceea ce se petrece și care mâine s-ar întoarce sau și-ar întoarce fața și privirea și tot ce vreți dumneavoastră, susținerea către Victor Ponta. Totuși, oficial, toți acești oameni, cu care, repet, cu mulți dintre ei am discutat, toți acești oameni nu zic nimic acum. Nu zic, pentru că nici nu pot să zic, că și-ar pierde, își pierd mandatele. Mandatele. E normal să fie așa. Eu am spus, n-am forțat pe nimeni. Colegii de-ai mei, știți, când ies în presă și președinte și președintele executiv, că nu va pleca nimeni. În politică niciodată nu ești sigur. Niciodată și niciodată să nu spui niciodată, exact. Și cu siguranța aia nu ai. Și le-am dat fel și fel de exemple. Dar bă, că îi consideră că sunt foarte siguri și e foarte bine să fie siguri, doar că timpul ne va demonstra dacă am eu dreptate sau dumneavoastră că ți-a auzit lucrurile astea sau dumneavoastră nu va pleca oamenii. Nimeni. Nu le-am auzit. Și mie la fel, tot oamenii spun, tot colegii mei vorbesc cu ei. Chiar ieri vorbeam cu domnul Stamatoiu, care nu, chiar nu l-am înțeles și l-am sunat și luni când am plecat spre București, l-am sunat și aseară când mă întorceam de la București, că am văzut că a avut un atac la adresa mea și chiar nu l-am înțeles, că nu l-am sunat niciodată, că nu știu ce fac prin Parlament, că nu-i răspund la telefon. În fine, și ăsta e felul meu de a fi. Când văd un om, și așa aș vrea, când un om e supărat, să mă sune, să mă întrebe, doamne, uite, mi-ai făcut aia și recunosc dacă am greșit cu ceva sau nu. I-am și explicat. Eu mă aduc aminte că atunci când m-a chemat domnia sa, am fost și la biserica de la Scoarța, la inaugurare, acolo cu domnul mitropolitul oltenic, domnul Irineu. Am fost și la când am sărbătorit și dumnealui împreună cu echipa la primărie, când a finalizat un drum comunal. L-am sunat de când a fost nevoie, dacă a avut nevoie vreodată, dar dumnealui eu știu că se descurcă și asta îmi și spunea aseară. Păi eu mă cam descurc. Păi bun, și dacă vă descurcați, de ce trebuie să ieșiți în presă să-mi spuneți atacuri la adresa mea? Păi că sunt venit, supărat că ați plecat de la PSD și am spus că domnul, da, e normal să fiți supărat. Și eu sunt supărat că am plecat de la PSD. Dar zic, dumneavoastră ați rămâne într-o familie în care vedeți că nu sunteți dorit? Păi nu, păi și atunci înțelegeți-mă și pe mine, că de asta am făcut pasul ăsta și am plecat. Că eu am muncit pentru asta. Da, și v-am mulțumit și vă mulțumesc și vă voi mulțumi tot timpul de acum încolo că ați muncit și că datorită dumneavoastră am ocupat această funcție. Dar și eu am fost la locale la dumneavoastră și v-am susținut. Pentru că era normal, eram colegi de partid și ne susținea reciproc. Dar asta nu înseamnă acum că dacă dumneavoastră m-a susținut, eu să stau chiar dacă nu mă înțeleg deloc și toată lumea îmi dă și din stânga și din dreapta, doar să rămân ca să, că m-ați ajutat dumneavoastră. Nu, vă mulțumesc, vă respect, vă rămân tot timpul profund dator că m-ați ajutat, dar fiecare merge pe drumul lui și trebuie să respectați decizia. Cum și eu voi respecta decizia noastră, indiferent care va fi ea. Nu trebuie să-mi dați mie explicații de ce faceți, cum faceți. Vă respect decizia pentru că dumneavoastră știți cel mai bine ce e bine pentru dumneavoastră. Și că puteți, din poziția respectivă, să faceți mult mai bine pentru oamenii pe care îi reprezentați. Asta am făcut și eu și atât am cerut. Să-mi respecte decizia pe care am luat-o, iar eu de câte ori am ocazia și de câte ori voi fi întrebat, voi recunoaște că ăia sunt oamenii care m-au ajutat bine să ajung parlamentar. Nu văd care e problema asta. De e ce trebuie să ne atacăm în presă, că nu m-a salutat, că nu m-a făcut? Eu am și spus, nici n-am vrut să vă supăr și de-aia nu sun. N-am zis că de câte ori mă întâlnesc și facem câte un chef. Pentru că am o gașcă de oameni, o echipă care
de vreo 10 ani, Gașcă e urât spus, că unora le place Gașcă. Suntem niște prieteni care de câțiva ani de zile ne facem revelioane împreună, ne facem zile onomastice împreună, ne întâlnim. Sunt unici de la alte partide, nu numai de la PSD. Și asta n-ar trebui să fie o problemă. Dar majoritatea suntem de la PSD. Acum, doamne, e rău, că de ce se întâlnesc cu oamenii ăia cu mine? De ce fac? De ce trecem? De ce? Nu înțeleg. A fi în alt partid înseamnă să fii un partener viabil, să încerci să găsești soluții, să fii adversar doar în campaniile electorale. De ce a fi în alt partid înseamnă să fii dușmanul meu? Eu asta nu pricep. Eu nu-l văd pe Dan Vâlceanu un dușman de-al meu, cum niciun PSD, mai ales niciun PSD nu văd dușmanul meu. Nu, îi văd niște adversari politici care în timpul campaniei eu trebuie să vin cu niște programe mai bune decât ale lor, să conving oamenii că eu pot să le dau bunăstarea aia de care au nevoie. Cum și el la rândul lui va face la fel. Nu-l văd pe ăla dușmanul meu, numărul unu, să mă duc să spun, uite ce nenorocit era. Nu. Hai să vedem oamenilor, să le prezentăm programe. Și veți vedea, cel puțin când voi sta în Pro-România și cât voi face, cât voi mai face politică, nu veți vedea niciodată să spun eu cât de rău a făcut nu știu ce partid. Asta știe un fiecare om să tragă concluzii dacă i-a fost bine sau nu. Eu voi spune ce voi face eu de aici încolo și ce cred eu că ar mai trebui făcut în comuna respectivă. Și inevitabil cu oamenii își vor da seama că, uite, dacă domnul ăsta spune că trebuie făcută și aia și primarul ăla n-a făcut-o. Dar nu mă-ți vedea să vorbesc eu de rău pe primar. Am auzit că bag bețe printre gar la partid. Dom'le, acum am dat cu părerea despre... sunt un om politic, da? Un lider județean la Pro-România. Și atunci, chiar național, având funcția de secretar general. E normal să-mi dau cu părerea, cum și cei de la PSD și la PNL își dau cu părerea despre Pro-România. Dar păi nu mă deranjează când spune domnul Cărciumară, domnul Weber, n-are nicio șansă Pro-România. Nu mă deranjează, e normal, suntem oameni politici. Când eu îmi dau cu părerea și spun Cosmin Popescu e mai iubit decât Mihai Weber, sunt frustrat, bag deștiu printre gard. Domnule, dar hai să ne gândim cu aceeași unitate de măsură. Corect. Tu ai voie să vorbești de mine, dar eu n-am voie să vorbesc de tine. Când ne revenim, când revenim la normalitate, sunt lucruri normale și n-am jignit pe nimeni. Am spus niște lucruri pe care eu le consider și, la fel cum spunea și dumneavoastră, stau de vorbă cu colegii mei, foștii mei colegi și ăștia mi le spun ei. Dom'le, nouă ne place de Cosmin Popescu. Îl iubim și dar este o realitate. Cred că orice om ar trebui să, orice om care e implicat în ceea ce înseamnă social-democrația din Gorj, ar trebui să admită că la momentul vorbirii, fie prin relația apropiată și firească pe care o are cu primarii, fie prin, nu știu, prin prisma faptului că se află în permanență aici în Gorj, Cosmin Popescu este clar mai apreciat de social-democrați decât Mihai asta Weber. Asta vorbeam astăzi cu... Trebuie să fii mincinos să o ascunzi. Un foarte bun prieten. Ai, dar și tu, ai, mai lasă-l pe Mișu, nu mai tot da. Dumnezeu, nu dau Mișu, voi nu, chiar nu înțelegeți. Arătați-mi și mie un articol în care eu dau un Mișu Weber. Eu vorbesc, doar răspund la întrebările din respect pentru jurnaliști când mă întreabă și îmi dau cu părerea mea ca om politic, care am o experiență politică, cum văd eu lucrurile. Corect. De ce ți se pare că dai într-un om când vorbești de lucrurile astea? Mie se pare că dumneavoastră i-a dat în mine când spune că e frustrat, că e așa, că bagă bățul. Nu bag bățul, dar o să le spun la... să dea interzis la presă, să nu mai îmi pun întrebări de genul ăsta. Că nu o să le spun la presă, nu pot să le spun că se supără Mihai Weber pe mine. Dar nu văd de ce te superi când spui lucrurile astea. Și până la urmă văd de treaba mea și merg mai departe. Iar colegii de la PSD vor rămâne în continuare prietenii mei, marea majoritate. Unii sunt amici, cum ești domnul primar de la... Stamatoiu, alții sunt foarte buni prieteni. Am înțeles, pentru că ne apropiem încet încet de finalul emisiunii, vom avea plăcerea să-l vedem pe domnul Victor Ponta în această vară aici la Gorj, dar foarte scurt v-aș ruga să răspundeți. Sigur, săptămâna viitoare vom merge la Dâmbovița, a fost la Constanța, Satu Mare, Cluj, Iași, săptămâna viitoare în marți avem stabilit la Dâmbovița, vom face după aceea Argeșul, Vâlcea și va fi și Gorjul, cu siguranță. Prin intermediul dumneavoastră îi lansăm invitația de a ne onora cu prezența, fie aici, fie în studioul de radio. Sigur va veni. Pentru că presimțim o discuție mai mult decât interesantă cu dumnealui. Stimate domn, am ajuns la finalul emisiunii, vă mulțumim pentru prezență, multă putere de muncă, veți avea nevoie, urmează o perioadă plină. Așa este. În egală măsură, vă dorim o seară cât mai plăcută. Dragii mei și dumneavoastră, o seară cât mai plăcută, la revedere!